Bună ziua, dragi prieteni! Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ați venit în Povestea de la Bojdeu. Povestea curge cam așa, dacă ne uităm la Bojdeucă, așa cum le spun eu celor mititei, între 2 ani și 90 de ani. Dacă când intrăm la Bojdeucă aici, căsuța parcă e o căsuță din povești, nu-i așa? Așa e, da. Și eu le spun povestea, cum s-au născut poveștile la Bojdeucă. Au venit rând pe rând. Și capra care i-a spus lui Ion Creangă aici, în necazul ei, și cocoșul cu povestea cu punguța, au venit și Harap Alb și tovarășii lui. Aici, în curte, la Ion Creangă, au fost toate personajele. Niciodată un obiect, oricât ar fi el de valoros, dacă nu este învelit de aura unei povești, a unei legende, rămâne un obiect simplu. Ori aici nu se poate, pentru că aici este kilometru zero. De aici începe copilăria noastră. V-am văzut, dumneavoastră ați fost la Furat Cireșe, tu ai fost la Scăldat, acolo erai pe mal undeva. Toți am fost la povestea, în povestea lui Creangă și cei care ne urmăresc acum. Și e bine să ne întoarcem în povestea lui Ion Creangă. Și uite așa, întreținem aici o poveste, o poveste în acest amfiteatru, pe această scenă, unde au loc festivaluri de teatru pentru copii, în fiecare sâmbătă, în fiecare duminică, dar miracolul din Bojdeucă, pentru că întotdeauna îndemn să nu lăsăm Bojdeuca goală. Niciun muzeu din lumea asta nu trebuie privit ca un spațiu gol. Dar iarăși noi, cei care îl vizităm, trebuie să ne ducem cumva în povestea lui, pentru că acolo stăteau nopți în șir de vorbă Creangă cu Mihai Eminescu. Acolo dormea Creangă pe o saltea, acolo a scris Eminescu și Somnoroase păsărele și Sara pe deal. E un loc drag pe care îl pomenește Creangă în scrisorile lui. Îmi dau seama că este un loc al creației, al legământului, al prieteniei. Așa este, de fapt, e mai mult decât o casă. Așa este mai mult decât o casă. Eu v-am zis, aici este o poveste.